Bine v-am regăsit la rubrica Sport! Pregătiri pe ultima sută de metri pentru retur. Au mai rămas doar câteva ore până la debutul celui mai încins retur de campionat. Începe cel mai încins retur de campionat din ultimii 20 de ani. 7 echipe se bat pentru un titlu ce le-ar deschide Safeful Champions League. Transferul puține, dar bine gândite, declarații ponderate și patron mai deciși ca niciodată să dea lovitura. Aceasta a fost rețeta vacanței de iarnă. Liniștea nu este însă decât una aparentă. Începe nebunia. Cum se prezintă echipele la retur? Feceva Slui este considerată campioana transferurilor. Despre Steaua și Unirea Urziceni se spune că joacă cel mai frumos fotbal în acest moment. La aniversarea frumoasei vârste de 23 de ani, stelistul Cristi Tănase știe ce vrea de la retur. Refăcut complet după accidentarea suferită în vară, piteșteanul Cristi Tănase este gata de un retur de foc cu Steaua. Spectacol pentru tribune și victorii pentru câștigarea campionatului. Acestea sunt și dorințele jucătorului, care împlinește 23 de ani. Tehnicianul Stoichiță desfășoară antrenamente pe bandă rulantă, pregătindu-și elevii pentru confruntarea cu Ceahlăul. Certitudinea că returul va începe la data programată l-a obligat pe Stoichiță, antrenorul steliștilor, să accelereze pregătirea pentru meciul cu Ceahlăul. Convins că sub pavăza terenului Mocirlos din Ghencea, moldovenii vor veni să se apere, Lipi a organizat numeroase exerciții de finalizare. Soarele de marți a fost doar întâmpinare fericită pentru steliști. O ploaie măruntă, dar deasă, le-a dat bătăi de cap roșalbaștrilor pe toată durata antrenamentului de 75 de minute, condus de Mihai Stoichiță. Poate a fost mai bine pentru că astăzi s-a creat un decor asemănător cu cel prognozat pentru sâmbătă, contra Ceahlăului, condiții cu care roșalbaștrii trebuie să se obișnuiască rapid. Atacantul Stelei Capetanos a fost convocat la echipa națională a Greciei. Grecul Pantelis Capetanos a aflat cu bucurie în cantonamentul din Bulgaria că e convocat în premieră la Naționala Elena. Pantelis Capetanos trăiește un vis frumos de când s-a transferat la Steaua. E drept, visul a fost la început un coșmar, dacă ne amintim de criticele lui Gigi Becali, care nu vedea în grec un fotbalist, ci mai degrabă un manechin. Dar totul s-a schimbat după ce Pantelis a devenit golgheterul Stelei în campionatul trecut și a confirmat și în acest sezon, el aflându-se pe primul loc în topul celor mai buni marcatori din Liga 1. Fanii câinilor vor fi nevoiți să scoată bani în plus din buzunar pentru meciurile cu miză, însă efortul financiar le va fi răsplătit cu un tricou bonus. Dinamo a schimbat din mers politica prețurilor de vânzare a biletelor la meciurile de pe teren propriu. Începând din acest retur, partidele cu Universitatea Craiova, Steaua, Rapid sau Timișoara vor fi considerate produse premium. În mod logic, prezența la aceste evenimente va costa mai mulți spectatori interesați, iar clubul din Ștefan cel Mare vine cu o idee nouă pentru ca scumpirea să fie atractivă pentru fani. În zonele cele mai bune ale stadionului, un bilet va costa 120 sau 100 de lei, dar cumpărătorul va primi și un tricou al celui de joc inscripționat cu siglele lui Dinamo. Liviu Ganea a devenit mărul discordiei între finanțatorii din Ștefan cel Mare. Eu și domnul Badea suntem singurii care mai băgăm bani la echipă. E declarația pe care Cristi Borcea a făcut-o în mai multe rânduri în ultimul timp. Dar există o problemă, se pare că și acești doi oameni care țin formația din Ștefan cel Mare nu prea se mai înțeleg între ei. Surse din cadrul clubului spun că între președinții din groapă au apărut unele tensiuni, acestea fiind vizibile cel puțin la nivelul comunicării. La începutul săptămânii, bosul de la Computerland a cerut public amânarea returului. Contactat telefonic, Borcea era de altă părere, dar a doua zi a împărtășit la rândul său dorința stafului tehnic, dar și a colegului din Consiliul de Administrație. Mai nou, oficialii au un nou subiect cu rezolvări diferite, iar acesta se numește Liviu Ganea, fotbalist pe care Cristi Borcea vrea să-l împrumute la Astra Ploiești. Numai că Badea se opune cel puțin în prima fază și le-a transmis oamenilor din club să nu perfecteze această mutare. Prețul biletelor va ridica mari probleme în retur fanilor. De la meci la meci, valoarea biletului diferă. Paradoxurile din Liga 1 nu lipsesc nici când vine vorba de prețurile biletelor. Cel mai scump este să urmărești în prima etapă FC Brașov, în timp ce la campioana Urziceni intrarea este liberă, pentru că prețurile pot varia de la o etapă la alta în funcție de adversar. Ca să intri la meci la Steaua sau la Dinamo, trebuie să plătești cel puțin 10 lei, prețul peluzelor, iar la Brașov minimul este 20 de lei. Asta în condițiile în care Dinamo joacă un derby cu Craiova, iar la Brașov vine Alba Iulia. Trebuie ținut cont însă că la peluzele în Ștefan cel Mare condițiile de vizionare sunt foarte proaste, un loc mai bun la tribuna 0 sau a doua costând între 30 și 120 de roni. Prețurile vor fi mai mici la meciurile mai puțin importante.
Basketbalistele de la MSM Târgoviște au învins pe teren propriu cu scorul de 75-57 pe Dinamo Kursk. Basketul feminin românesc e la înălțimea meciitoare în sezonul 2009-2010, datorită unei super echipe. MSM Târgoviște a luat pe teren propriu opțiune serioase pentru accederea în semifinalele Eurocup, după victoria în fața rusoacelor de la Dinamo Kursk, 75-57, în prima manșă a sferturilor de finală. Acestea au fost știrile din sport. La revedere!